Păcatul este nimic pentru că El se iartă, pentru că toate păcatele noastre au fost iertate mai înainte de a le săvârși noi. Dar și lucrul acesta înfricoșător și duios nu este destul. Iertarea de păcate nu ne-ar folosi la nimic dacă noi înșine nu ne schimbăm gândul în bine și, prin gândul acesta bun, toată ființa noastră să o schimbăm până când vom ajunge la măsura vârstei bărbatului desăvârșit întru Hristos. Păcatul acesta este nimic, dar acest nimic este armă în mâinile diavolului tocmai că este nimic. Singurul scop cu care diavolul abate păcatele asupra noastră este acela de a ne arunca în cele din urmă în deznădejde, de a ne aduce în starea să hulim iubirea lui Dumnezeu. Dar dacă cineva se va întoarce de la păcatul său, el risipește toată lucrarea întunericului și a neiubirii și căderea lui se preface în izvor de lumină și de înțelepciune, că unde s-a înmulțit păcatul, acolo va prisosi harul.